Bună seara, dragilor, cum este la treabă cu profilul acela, să ne mă treabă. Așadar, Darius, cred că a și nu? Da. Cred că a fi tu la mine. Pentru preză. Clasa a șasea. Dacă e ceva concret, să facem? O, da. Da? Aflat măsura suplimentului în lui cu măsura de 110 grade. Deci, suplimentul, deci se dă un doua, eu dau cu 110 grade, da? Da. Suplimentul său, adică cât complete până la 110. Da. Da? Suplimentul lui A, egal cu cât? Egal cu 110 minus 110. Așa, 110 minus 110 grade și egal cu, să zicem? Cu 70 grade. Cu 70 grade. 70 grade. Dar dacă ți-aș fi dat A, măsura de A, egal cu 29 grade, 29 de grade, poftim. Nu, aici e matematica aceea. Da, 29 de grade, 15 minute și 30 de secunde. Suplimentul lui A va fi egal cu. Deci am zis 29 de grade, 15 minute și 30 de secunde. Da, așa, poate să mătează, nu? Secunde da. Cu 2 minute. Care este suplimentul? Din 180 de grade. 100 de grade, minus 29 de grade, 15 minute și 30 de secunde. Vine mai departe cu... Păi, mai întâi facem... scădem din 180 pe 29. Așa, grade de scădem, da? Da. Deci va veni... cât vine? 150... Dacă ar fost 30, dacă ai fost 30, făcea 150 de grade, da? Da. 151 de grade și minus atunci 15 minute și 30 de secunde, da? Da. Trebuie să descădem asta. Și cum facem? Luăm din grade, luăm un grad pentru minute. Așa, deci vine. Ar veni 150 de grade și minus nu, și 60 de minute. Nu, că am luat un grad și am făcut minute. Nu ar fi trebuit să fie 65 de minute? Păi dar câte era un grad are 60 de minute. Da. Și doamna... Eu știam că se adună 60 cu 15 și face 75 de minute. Păi de descăzut, mă. E scăzut. Atunci zic că ai, zic, fiindcă am nevoie de secunde, iau și un minut de aici și o transform în secunde. Deci o să spun 59 de minute, așa, și 60 de secunde, minus 15 minute și 30 de secunde. Ce interes tu? Eu nu aveam aici, aveam 0 minute, 0 secunde. Am luat un grad, l-am transformat în 60 de minute, dar am zis 59 de minute cu un minut, egal pentru secunde. Și am făcut 59 de minute și 60 de secunde. Și acum scad la minute și secunde și rămâne 150 de grade rămâne. Nu? 150 de grade. Și minutele mă descurc. Și anume, va fi 44 de minute, nu? Cât scad din 59 pe 15. 44 de minute și secunde 30 minus 30 de secunde. Iată că asta da. O să ne legăm 44 minute și 30 de secunde. O să rămân cu ea. Mai departe, altă... Dacă triunghiul ABC e congruent cu triunghiul MNP și AB e la 4 cm, respectiv BC e la 5 cm, aflați MN. Deci,
În ipoteză, avem că triunghiul ABC, da, ABC este congruent cu triunghiul MNP. Așa e? Da. ABC MNP. Mai adăugăm tot aici, că avem ce? AB egal 4 cm. AB egal 4 cm. Respectiv BC egal 5 cm. BC egal 5 cm. Aflați MN. Atunci MN egal cu cine? Atunci MN egal cu cine? Deci triunghiul ABC e congruent cu MNP. Da. Adică dacă două triunghiuri sunt congruente, toate elementele sunt congruente. Da? Deci AB cu MN, BC cu MP și AC cu MP. MP. Deci din congruența asta avem că hai să zicem, asta e concluzia, da? Demonstrație, știi că așa trebuie, nu? Demonstrație. Triunghiul ABC congruent cu triunghiul MNP înseamnă echivalent. Toate elementele sunt congruente de o cât de tot. Adică AB e congruent cu MN, da? AB, așa cum se notează, da? Da. MN. Apoi BC. BC congruent cu NP. Cu NP. Ordinea literelor luăm de aici, da? Și AC. AC congruent cu cine? AC cu MP. MP. AC cu MP. Și mai adăugăm în continuare că unghiurile A, B și C sunt congruente. Și toate unghiurile, adică unghiurile A, unghiul A cu unghiul M, unghiul B cu unghiul M, da? Și nu numai latură, ci și unghiurile congruente. Deci aici mai adăugăm și, ca să se fie clar pentru toată lumea, unghiul A congruent cu unghiul M, unghiul B congruent cu unghiul N și unghiul unghiul C congruent cu unghiul P. Deci când ați zis două triunghiuri sunt congruente, toate elementele sunt congruente două câte două. Adică și laturile două câte două și unghiurile congruente două câte două. Asta am tradus eu. Și din faptul că triunghiurile sunt congruente, am tradus aceste relații. Acum, autorul mai spune că AB e cât de mare? 4 cm. Fiindcă AB e de MN, eu pot să trag de aici concluzia că AB e egal cu MN și egal cu cât e AB, cu 4 cm. Apoi, mai am că BC. BC egal 5 cm. BC egal cu BC-ul, cu cine este cu Cu următorul. Și este egal cu 5 cm. Și egal cu 5 cm. Și pe 3 nu mai am dată. Vezi? Nu mai am dată. Ce mi-ai cerut-o? Pe mână. Da. Cât este mână? Răspunsul. 4 cm. Da. Am răspuns. Am mai mulți, am mai adăugat și că NP știu de 5 cm de urma în finalități. Ce mai cere? În jurul unui punct O sau cum... Deci asta e terminată. Da. În jurul unui punct, deci a treia problemă, în jurul unui punct... O, s-au construit 5 unghiuri congruente. Determinați măsura fiecare dintre ele, dintre cele 5 unghiuri. Deci, am un punct, în jurul unui punct O, ai spus așa, s-au construit câte unghiuri? 5, poate, nu? Da. 1, uite, dar congruente de 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 și 5. Da? Toate unghiurile congruente. Deci în jurul unui punct s-au construit 5 unghiuri congruente. Determinați măsura fiecăruia dintre cele 5 unghiuri. Cum facem? Aflăm, știm că un, în jurul unui punct sunt 360 grade. Și împărțim la 5. Deci, acest unghi X, X să notez, măsura unghiului X, X și ăsta, X și ăsta, X și ăsta, X și ăsta,
Deci măsura unghiului X este egal cu 360 egal cu măsura 5. Și face 5 în 30 6 de 7. 7 în 5, 35 și 2. 72 de grade. Altceva? Scrieți numerele X care aparțin în pentru care fracția 3X plus 1 supra 7 este subunitară. Deci scrieți toate numerele, descrieți mulțimea mare egal cu toți aceiași natural, nu? Da. Pentru care, ce fracție? 3X plus 1 supra 7. 3X plus 1 supra 7 este? Subunitar. Subunitar. Mai ce înseamnă subunitar? Sub 1. Da. Mai mic ca 1. Asta înseamnă. E subunitar, mai mic ca 1. Deci am făcut o replică ca o mulțime. Da. Ce X se pune aici? Încă după locuiri, fracții sunt din subunitară. X și sunt din el. Adică 0, 1, 2, 3. Da? Ca să fie subunitar, înseamnă că numărătorul mai mic decât numitorul. Da? Deci ia să scriu și mai. 3X plus 1 supra 7 mai mic ca 1, dată și numărătate, numărătorul 3X plus 1 mai mic ca 7. Da? Dacă ar fi fost supraunitare, era mai mare decât 1. Acum, 3x plus 1 mai mic ca 7, scădem 1 de denominator și ar fi că 3x. 3x mai mic egal decât 6, adică în fază, poate spune că x împărțim printr-un 2, prin 3 egalitate și x mai mic egal decât 2. Adică x aparține mulțimii 0, 1 și 2. Dacă x mai mic egal decât 2, x mai mic decât 6. Mai mic decât 2. E bine. Mai mic egal. Da? Strict, strict, pentru dreptate. Strict decât 2. Atunci, numai 0 și 1. Da. Deci, mulțimea mare egal cu, aici dacă aș completa, 0 și 1. Și terminat. Da? 0 și 1 sunt elementele mulțimii. Mergem mai departe. Pe laturile segmentului OX, OY, ale unghiului ascuțit X, O, Y, se iau punctele A și B, respectiv C și D, astfel încât OA congruent cu OC și OB congruent cu OD. Așa. Și fie M egal cu AD, am uitat cum se numește nasa jos. Unghiul. Nu, aceasta. Reuniune sau intersecție? Ah, intersectat. Da, intersectat. Reuniunea este U. Și U întors intersecție, da? Deci, încă o dată, fie... Pe laturile OX, OY... Uite așa, de rog și noi. O, X, X și OY. Ale unghiului ascuțit OX, OY. X, OY, da. Se iau punctele A și B, respectiv C și D. Deci pe OX înseamnă A și B. A. Respectiv de D. Și aici C și D. Dar cum se ia? O A, dacă ai spus să fie cât o C. Ia de zic bine. Da. Cât o C, da. O A cât o C. Adică asta să fie cât asta. Deci, pare. Și O B cât o D. Cum pare? D aici. Și B o mult și mai face un pic. B. Bine. Și ce mă întreb tot? Și fie M egal cu AD reunit cu BC. Și fie? Și fie M egal cu AD reunit cu BC. Egal cu AD, AD, intersectat. Da. AD, atenție. Asta e intersecție, așa este acolo, nu? Da. AD, uite așa. Intersectat cu CB, nu? Da. Notăm cu el. Cu intersectat cu CB. Da. Deci, e... Demonstrați că... E așa, fără mulțimea formată da. De firmă, ea de... de și demonstrați... Asta e ipoteză, toată, în concluzie. Da. Dar haideți să dau și eu, că OA e... Hai să dau OA. E cal cu OC, sau OA congruent, pot să spun, OA congruent cu
Ce? Și respectiv, O, B, O, B, congruent cu, cu O, D. Da. Și, în concluzie, ce încerci tu aici? Unghiul O, B, C. Unghiul O, B, în concluzie, să zic așa, C. O, B, C. Unghiul O, B, C. O, B. Congruent cu O, D, A. O, D, A. Cu congruent cu O, D, A. Deci arătăm că unghiul ăsta de aici, e cât ăsta de aici. Îți mai multe întrebări? O, da. Asta e altul. Amic. Deci, la, în concluzie, avem amic, prima întrebare, O, B, C și cu O, D, A. Ce propui să facem? Să aflăm cât este... Nu puterea să-i ca măsură, ci visăm. Ce bine ar fi ca unghiul ăsta să intre într-un triunghi, celălalt să intre în alt triunghi, cele două triunghiuri să fie congruente, și atunci e foarte fericit. Deci visez la faptul că unghiul ăsta de aici se intre într-un triunghi, celălalt unghi să intre într-alt triunghi, și pe cele două triunghiuri să le umple parte și să arătăm că triunghiurile sunt congruente. Ei, unghiul de aici, în ce triunghiul este că intră unghiul ăsta? În triunghiul OY? Nu, O. O, A, O, D, A. O, D, A. Eu luam O, Y, D, A. Nu, 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 nu. O, D, A. E semi-dreapta Y. Da. O, D, A, da. Și celălalt în cine intră? În A. A. C, B, A. C, B, A. C, B, O, A. O. Aici mai întâi O, D, A. Asta e C, B, A. Deci, vezi, am două triunghiuri care iau la în discuție. Triunghiul ăsta, da, odată, și celălalt triunghi. Uite, celălalt triunghi. O să vedem un pic așa. Cele două triunghiuri ce au? Deci, fie triunghiurile acuma, zicem, demonstrați, da, demonstrați. Fie triunghiurile OCB, OCB și triunghiul O, O, A, O, A, D, D, O, A, D, O, A, D. Ele au, cele două triunghiuri au. Ce știu eu din ipoteză? Uite-te la ipoteză. Că O, A, congruent cu O, C. Deci avem cu O, A, adică asta, congruent cu asta, da? Cu O, C. O, A, O, C. O, A, e dintr-un triunghi. Din care triunghi este O, A? Din ce triunghiul vezi tu? Din triunghiul O, D, A. O, D, A. Deci O, A e triunghiul O, D, A. Dar O, C, în ce triunghiul vedem? Din triunghiul C, B, A. C, B, O. O. Deci, în cele două triunghiuri, O, A, care e latura unui triunghi, iar O, C, latura celuilalt triunghi, deci avem tot latura, da? Deci O, A, congruent cu O, A, congruent cu O, A, congruent cu O, C, O, A. Congruent cu O, C. Deci au O, A, congruent cu O, C. Apoi... O, B, congruent cu O, D. O, B, toată cu O, D. O, B, din triunghiul ăsta, galben, și O, D, din celălalt. Da? O, D, congruent cu O, B, da? Da. Okay. Și mai au încă ceva. Au unghiul dintre ele. Adică, noi am spus așa, unghiul, deci O, D, A. Am spus eu așa, cu asta, congruent cu asta.
Da? Deci, au avut o A din triunghiul ăsta, cu o C din triunghiul celălalt, o B din triunghiul ăsta, cu o D din triunghiul celălalt, și mai am unghiul dintre ele. Unghiul COA, COA, este același cu unghiul AOD. Deci, COB, hai să ne gândim așa, COB, că se citește prin trei litere, da? Da. Unghiul COB, adică ăsta de aici. COB este același cu unghiul AOD. Da? COB este același unghi cu AOD. Și îți zice, frate, unghiul C, l-am pus la mijloc ca aici să las. COB, COB, e congruent cu unghiul AOD. AOD. Ei, și conform unui caz de congruență, ce caz de congruență? Că o latură, a. unghi și latură. Nu v-a spus cazul de egalitate a două triunghiuri. Cazul de congruență. Nu l-am zis. Nu l-am zis, păi, problema asta nu se poate face decât așa. Latură, unghi, latură. Latură, adică latură, latură, unghiul dintre ele și latura cealaltă. Da, dar am auzit că nu sunt idei chiar tot din exercițiile astea, dar ce nu știm să facem, să trebuie până la urmă, asta nu facem. Leul, datorită lui leul, de latură, lui latură, atunci triunghiul luate de spus, hai să putem de spus până la capăt. Da. Deci, datorită acestui triunghiul de acestea, de luate, O, C, C, e congruent. Deci le-am analizat și am văzut că sunt congruente. O, A, cu triunghiul O, A, D. Și fiind congruente, toate elementele sunt congruente. Deci toate elementele, adică el ar mai avea și D, A, latura de la A, care e din componența triunghiului ăsta, și cu CB din componența triunghiului celălalt. Deci rezultă atunci că D, A, D, A, e congruent cu O, B, deci D, A, cu D, cu C, cu CB, congruent cu C, B. Deci D, A, cu C, B, și unghiul, și toate unghiurile congruente, două de două. Ăsta a fost omul și într-un timp și cealaltă, dar acum și unghiul de aici, O, D, A. Deci adaug și pe O, D, A. E congruent cu unghiul C, B, O. Cu C, B, O. Și ar mai fi că unghiul ăsta la acum, uite așa, ăsta mare, și cu ăsta de aici. Adică OCB, OCB, congruent cu unghiul OAD, OAD, OAD. Iată că am rezolvat complet punctul A. Deci punctul A trebuia luat timpul din discuții și ne duceam în cazul de congruență la cum latură și atunci mergea punctul B. Ce spun la B? OM este bisectoarea unghiului BOD. OM. 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 Este bisectoarea unghiului BOD. Bisectoarea unghiului BOD. BOD. Ai învățat de bisectoare? Da. Ce face bisectoarea? Împarte unghiul în două. Poate unghiul în două unghiuri congruente. E, trebuie să arătăm că unim pe O cu urmă, neapărat cum a fost unit tot, au fost împărțit în două bucăți. Și egale. Asta trebuie să arătăm, că unghiurile sine sunt egale. Păi vreau să număr linii, cum ați spus eu. Și ce să facem? Măsurăm? Să da. Da. Nu, hai să facem un raționament. Visez. Dacă am să arăt unghiul O, triunghiul O, M, B, în care intră unghiul 1, deci în O, M, B, intră unghiul 1. Și în triunghiul O, M, D,
Deci dacă o să reușesc să aracă triunghiul OMB egal cu triunghiul OMD, cum în OMB, în triunghiul OMB intră unghiul 1, în MOD intră unghiul 2, și dacă triunghiul o să fie congruente, toate elementele sunt congruente două de două. Deci ce fac eu? Am să iau spre comparație triunghiurile MOB și MOD. Deci fie triunghiul, fie triunghiul, triunghiul MOB, MOB și triunghiul MOD, MOD. Deci MOB și MOD. Cele două triunghiuri au acolate. Cele două triunghiuri au. Ia să vedem ce au. Alau pe O, A. OM. OM este și într-un triunghi. La altul și celălalt, nu? Da. Deci OM o mână, hai să zicem. OM o mână. Bun. Una are pe O, D și alta are pe O, B. Cum este O, B, O, D la de noi la început? Congruent. O, B, congruent cu O, D, da. O, B, congruent cu O, D. Dar de unde e asta? Din ipoteză. Da. Chiar spune, din ipoteză. Din ipoteză. Și ce mai au cele două triunghiuri? Să mai vedem noi ce mai au ele. Deci, triunghiul care am luat noi? MOB și MOD. În triunghiul MOB intră și intră și unghiul de aici. Intră sau? Da. În MOB intră unghiul MBO? Da. MBO intră, da? Da. Dar iar să te depășește un pic pe tine, că n-ați făcut congruența triunghiilor. Nu. Hai să nu mai te chinui multe lucruri care nu sunt. Deci problema asta nu trebuie făcută. Da. Facem parte la cele, da? Bine. Mergem mai departe. Ca să nu... Care faci maxima util să tuteze. Nu pot să nu te mai. Te rog. Calculați. 3. Am calculat. Zi. 3 din 1 pe 7. 3 din 1 pe 7. Împărțit la 2 din 1 pe 5. 3 din 1 pe 7 împărțit la 2 din 1 pe 5. Așa. Asta, păi, da. Introducem. Ce înseamnă? Ce înseamnă 3 din 1 pe 7? Ai dat 3 ori 7 plus 1, nu? 3 din 1 pe 7. Ce înseamnă 5 din 8? 5 din 8? Da, este de cum să văd cum este să acolo ca să. Păi, acum, mai de ce nu-mi spui? 3 în 3 și o șeptime. Așa nu-mi spune. Vezi? Scriu și o trăznăie aici. Cum spui trăznăie, scriu trăznăie. Deci calculați. 3 în 3, hai să vedem. 3 în 3 și o șeptime, 1 pe 7, împărțit la 2 în 3 și 1 pe 5. Egal. Scriem 3 ori 7 plus 1. Deci introducem întregi în fracție. 3 ori 7, 21 și 1, 22. 22 pe 7. Da? Împărțit la 11 pe 5. 11 supra 5. Egal cu 22 pe 7. Ori, nu că așa se mulțește. Da. Se împarte o fracție, se mulțește prima, pe a doua, inversat. Ori, 5 pe 11, da? Și egal
5 cu 5 se plică și cu 11 cu 11. Dar de ce 5 pe 5? Pentru că dai pe 7 pe 2. A. Deci nu se simplifică 5-ul. 2, 2, 2, 11, da. Și faci un 2. Și aici e 1. Și vine 2, 5, 10. Și un 7, 1, 7. 10 pe 7. Hai să vedeți varianta cealaltă. Să se calculeze expresia. Să se calculeze. Expresia e egal cu 2 între și o treime minus o cincime împărțit la 4 mulțit cu 3 pe 5 o cincime împărțit la 3 cincimi așa tot într-o paranteză împărțit la 0,5 plus 1 egal cu? O introducem întregi în fracție. Dar ce egal mai departe cu, zicem acolo, te rog? Cu 7 pe 3. Egal cu 7 pe 3. Așa. Minus 1 pe 5. Minus 1 pe 5. Ori 3 pe 5. Ori? 3 pe 5. E împărțit la 3 pe 5. A, asta a spus eu greșit. Împărțit la 3 pe 5. Dar deodată cum spune? Vine... Înmulțit cu... Împărțirea înseamnă înmulțit cu inversa sa, înmulțit cu 5 pe 3. Păi spune deodată, înmulțit cu 5 supra 3. Ai înțeles de ce? Deci, cum se fac două fracții? Se înmulțește prima cu doua? Inversa. Așa. În paranteză, totul se împarte la 0,5. Cum îți scrie pe 0,5? Ca 5 pe 10. 5 pe 10. 5 la 10. Plus 1. Și care e cea mai departe cu? Facem 1 ori 3 și 5 ori 5. Da, da. Aici 1 ori 3 se va așa să mulțesc? E diagonală? Cum se mulțesc două fracții? Numărătorii 3 și numitorii 3. A. Atenție! Deci, cum se mulțesc două fracții? Cum se fac? Mulțim prima cu a doua inversată. Și după ce am inversat, o mulțim numărătorii între ei și numitorii între ei. Dar înainte de a face mulțirea, facem simplificări. Cea care simplifică 5 cu 5. Da? Și va face 7 pe 3. Vorbește. 7 pe 3 minus 1 pe 1 ori 1 pe 3. Adică, deodată, 1 ori 1 și 1 ori 3, 3. Deci minus 1 pe 3. Minus 1 pe 3. În paranteză, totul de împărțit la 5 supra 5 supra 10. Hai să-i facem la 5 pe 10. Nu o să fac așa. Simplificăm prin 5. Adică va rămâne cât? Va rămâne 1 pe 5. 1 pe? 5. Da, pe 5. Păi dacă împărțim prin 5? Pe 2. 2. Pe 2. Plus 1. Și e la mai departe cu? 7 pe 3 minus 1 pe 3? Face 6 pe 3. Adică? Asta împărțit la 3? 3, 2. 2. Deci egal cu 2 împărțit la 1 pe 2 plus 1. Și egal mai departe, 2 împărțit la 1 pe 2 plus 1. Nu putem scrie 2 pe 1. Deci vă spune 2 împărțit cu inversa. Cu 2 pe 1, da? Da. Deci va fi egal cu 2. Ori 2 pe 1 plus 1. Și egal cu? 2 ori 1. Nu, 2 ori 2, 4 pe 1. 4 pe 1? Cât face 4 pe 1? 4. 4. 4 și 1 egal cu 5. Asta este răspunsul. Ce am vrut să verificăm de aici să stai? Am întors să trecem fracții. Am vrut să vedem ordinea efectului operațiilor. Trebuie făcut împărțirea între ei, nu? Nu facem scăderea acolo. Da. Cum se împart două fracții, cum se e prima cu a doua inversată? Am vrut să văd dacă vedem simplificările. Apoi fracția asta trebuie să facem ireductibilă. Da. În final și tot mă calcul, tot m-a dus spre ei și ce așa sta. Mai vedem în eu cum a fost. E 2. E 2 egal cu 2,3 în perioadă 5 minus
3 împerate 2. Așa. Totul de împărțit, deci partea asta, de împărțit la 0,01. Egal. Ia să vedem. Facem deci mai definit e în fracție. Deci, acele, să zicem, numele decimale periodice, da? Periodice, simple sau mixte chiar sunt acolo, de transformăm în fracție ordinare. Da. Deci, astea sunt numere decimale, periodice, mixte. Că nu începe grupul de cifre imediat după virgulă, ci mai târziu acolo, adică după un grup de cifre. Și loc pe 2,3 integrale, deci de cauze, să transformăm în fracție ordinare. Cum va fi? Ia să vedem. Scriem 235. Deci va fi egal cu 235. 235 minus 23. Da. 23 supra. Supra 990. De ce 990? Pentru că sunt este acea 3-ul care spune ca 9. Atenție, 5-ul este când avem o singură cifră în partea periodică punem o singură, un singur 9. Deci pentru numărul de cifre care se află în perioadă punem câte atâtea cifre de 9, da? Deci în cazul ăsta pun un singur 9. Iar urmate atâtea zeruri, câte sunt în partea de periodică? De la virgulă, adică câte cifre sunt aici. Și aici avem o singură cifră. După 90. Deci 99, 990. Da, 990. Nu. Deci, al de 9, în funcție de câte cifre avem aici. Dacă aș fi avut 3 cifre pe partea periodică, punea 3 de 9. Și urmate atâtea zeruri, câte cifre pe partea neperiodică. Partea neperiodică este grupul de cifre de la virgulă până acolo unde începe perioada. Da? Deci, 235 plus 23 supra 90 și egal mai departe cu, ar zice, cu 200, cu 2, 1, 212, 212 supra 90. Este fracția asta reductibilă sau irreductibilă? S-ar putea simplifica printr-un 9, printr-un 2. Printr-un 2, deocamdată. Printr-un 3. Da. Și 2 în 21 merge de... 2 în 2, o dată. O dată. 2 în 1, 2 la 9. Hai, de 0. Și în 12 de 6. Corect. Supra? Supra 30. Supra? Păi 2 în 9 de 4. 45. Ia să vedem dacă mai poate simplifica prin ceva. Printr-un... asta vrea prin... în ori 5. Printr-un 5. Merge printr-un 5 și un 9. Da. Dar sus asta nu vrea prin 5. Deci nu am un divizor comun, nu mai pot simplifica. De asemenea, asta vrea prin 9. 1 și cu 6 nu face 9. Nu. Nu se poate nici la 9, nici la 3. În final, cele două numere sunt prime între ele. Deci fracția este ireductibilă. Da? Atenție cum a făcut. 45 înseamnă 5 ori 9. 5 ori 9. Și acum îmi trebuie. 5 ori 5 și 9 sunt divizori sus? Nu sunt. 5 nu. Nu e ultima cifră 5 sau 0. Și nici 9, fiindcă sub acifră nu face exact număr ca să facă la 9. În concluzie, ireductibilă. Adică nu mai este de simplificat. Să ne luăm de cealaltă. 1 până 1,23 în perioada 2. Egal cu. Cum ai zis, îți faci că am uitat. Scriem tot numărul și scădem ce nu este în paranteză. Deci scriem 100, 1, 2, 3, 2, da? 1232. Da. Scăzut 123.
supra atâția deal din 9, câte cifre sunt în perioadă, adică un singur 9, urmat de atâtea zeruri câte sunt în partea neperiodică. Două. Două zeruri. Da? Da. Și egal. 3 din 12. Hai, 3 din 12 în 9. Da. 2 din 2, 0. 2 din 1, 1. Și 1. Și 1. Și până la 900. 900. Ia să vedem dacă asta se mai simplifică cu ceva. Nu se simplifică. Cred că nu. Că asta vrea, are 2 ori 5. Pentru 0. 10. 2 ori 5. Ia 2 ori 5. Și 9. Și 3. Deci, și 9 și 3. Dar sus n-am niciun 2. Nici un 5. Nu are nici suma celor când e 9 și 1, 10 și 1, 11. Nu se poate. Nici la 3, nici la 9. În concluzie, iarăși este ireductibilă. Deci, asta așa în viață. Dacă împărțim pe 1109 la 900, îi dă așa? Da. Ia să vedem. Hai să facem probă. Deci, 1109 împărțim la 900. La 900. Am mers de câte ori? O dată. 1, 900 să punem și noi. Și merge, iată, 9, ne rămâne 0, 2. 209. Nu mai începe o R. Deci ia cu virgula la R. Da, mai adăugăm 0. Și vine de 2 ori. De 2 ori, da. Dă 9, 18. Să bată 0 de ori. 1800. 0. 9. 8 din 10. 8, 2. 2. Și nimic. Păi primul 0. Merge cam 3 ori 9, 27, de 3 ori. Da? 3 ori 9, 27. 0, 0, 2, nimic. 200, mai primul, de, ori 0. Și vine de 2 ori. De 9, 18. De 9, 18. Și avem de 2. Iar 200, iar 2000. Și iar merge de 2 ori. Și acum ne dăm seama că merge de... Așa punem de 2 în... Că paranteze că e periodic acum, da? Deci, într-adevăr, până dată așa ceva. Deci, e o treabă bună. Așa încât, vedeți, putem proba dacă am făcut corect. Hai, facem un părțire, să vedem că ne dă rezultatul așa. Și acum, să continuăm sus și vom avea... De aici, prima este 106,45. Așa e? 106,45 minus 1109 supra 900. Așa. Tot într-o paranteză împărțim la ce înseamnă 001. Adică 1 pe 100. 1 pe 100. Împărțim la 1 pe 8. Sută. Și egal. Ei, acum, să vedem ce numitor comun avem. De la fracții, nu? La adunarea și la scăderea fracțiilor, trebuie să avem un numitor comun. Da. De aceea, încercăm să luăm de parte, descompunem și să luăm, cum știm, să aflăm cel mai mic multiplu comun. Da. La două sau mai multe ori. Deci luăm de parte. Pe cine? Pe 45. 45 cu cine ar fi? Nu putem mai degrabă să nu înmulțim direct. Adică? 49-100? De 200 de ori. Dar stai o repede, dar nu e un număr. Noi căutăm cel mai mic. Nu-mi place să lucrăm cu fracții, cu numere mari. Dacă am fi avut vreo 5-6 numitori, nu ți-am toate numere, ce am? Nu e bine. Deci, practica asta care avea în minte, nu. Numai dacă ar fi prin dintre ele. Eu m-am gândit altfel, că 90, dacă scădeam 0, mă vine de 2 ori, 45 în 90 și mai adăugăm 0. Deci știți că 900 ar fi numitorul, nu? Da. Deci 900 ar fi numitorul. De ce o să ar fi mulțesc 45 cu 900? Deci dacă este exact 900 din numitorul, urmează să vezi dacă împarte la 45. Și îți spune că se împarte, da? Da. Ia vezi, vine de 200, nu? Nu, de 20 de ori. Da. De 20 de ori.
Dacă de 20 de ori, înseamnă că voi spune, voi amplifica aici cu 20, da? Aici cu 20 și o să am egal cu 20 ori 106, cât face? 2 ori 6. 2 ori 6. Punem un 0 la sfârșit de la 20. Și acum 2 ori 6, 12. Punem 12 de dată, pentru că are valoarea 2 ori 6, 12. Și 2 ori 1, 2. 2 ori 1, 2. Minus 1109, 1109, totul supra 900, da? Da. Și egal cu, ia să vedem cu cine. Aici 1, nu că ne-am împrumutat, 1 din 1, 0, și 1 din 2, 1. Ai zis 1111 supra 900. Împărțit, adică mulțit cu inversul. Da. 100 supra 100 supra 1. Și egal cu, ia să vedem ce se întâmplă acolo. O să simplificăm 100 cu 100. Așa, ce va fi? 9 și 1. 1111 ori 1111 supra 9. Și face 0 în așa și face finalul 1111 supra 9. Și simplifică printr-un 3. Printr-un 3 merge, sigur. Și egal cu 30 de 3 ori. O 3 încă o dată. Da. Și vine 21, 7. 7 supra 3. Supra 3. Mai merge prin 3, nu cred că mai merge. Nu. Nu. Suma ce până mai este. În concluzie, rezultatul corect este 337 pe 3. Ce crezi că am vrut mai de prin ieșițiul ăsta? Stai, dacă știm, o să... Ducem la o fracție ordinară. Deci numele decimale periodice mixte chiar asta, da? Periodice mixte. Că dacă ar fi fost fără partea asta, spuneam scolul nouă, da? Da. Cum să transform numele periodice mixte în fracții ordinare? Asta a fost o problemă. Apoi, să vedem dacă este ireductibilă fracția. Și foarte interesant. Ne întrebăm, vedem cel care îți dă divizorii rapid. Și 45 mi-a dat divizorii 95. 95. Și 3 este incorporată în așa, dar 95. Și atunci a zis, ia să văd eu de sus dacă se simplifică prin 5. Nu. Nu prin 5, nici prin 9. Gata, e reductibilă. Când m-am dus de infarce, mi-am dat 1109 prin 900. Păi 2 ori 5, 2 ori 5 și 9. Da. Prin 2 nici vorbă, prin 5 nici vorbă. Și prin 9, nu. Finalul este că și asta e reductibilă. Și atunci când m-am asigurat că e reductibilă, le-am scris și am început să lucrez. Afară în monitorul comun aici ai sesizat destul de repede, că e 900, cum întotdeauna se întâmplă. Dacă, iată, dacă îți cer așa să se afle, să e 3, să zice, e 3 egal cu 1 pe 18, minus 3 pe 20, nu 3, minus 1 pe 24, plus 5 pe 36, egal cu. Nu ne putem mulțumi și de trei numere. Ce aflăm cel numit multiplu comunalor. Adică luăm pe 18 de parte și descompunem. În cine se descompune 18? 18 este egal cu 2 ori 9. Deci 18. 18 egal cu 3 ori 2. 3 la 2. 24. 24 este egal cu 2 ori 12. Sau 3 ori 8. Da. Sau 3 ori, deci 24, egal cu 3,
tot de 8? O 2 la 3. O 2 la 3. Apoi 36 egal cu? Cu 3. Așa. 3 ori 12, adică 2 la... Eu zic că e 6 ori 6. Da. 3, 6. Și dacă e 6 ori 6, atunci o să spun 6 e 2 ori 3, iar 2 ori 3, deci va fi egal cu 2 ori 3. Adică 2 la 2, ori 3 la 2. Că e 2 ori 3, 2 ori 3, 2 se repede de ori, 3 de 2 ori. Da. Și acum, cel mai mic multiplu comun, cel mai mic multiplu comun, va fi egal cu... Cel mai mic multiplu comun va fi egal cu... 2 la 2. 2 la... Între 2, dăm pe cel cu puterea cea mai mare. Da, 2 la 3. Păi vezi. Atenție multă. Am avut zile și eu, tot am făcut-o. 2 la 3, da? Ori? Ori 3 la 2. Ori 3 la 2. Și atunci, nu? Da. Și acum calculăm. Adică 8 ori 9, 72. Da. Deci numitorul comun e 72. Și acum să vedem 72 și punem și la ei 72. Să vedem cât am modificat pe fiecare din fracții. Cu 3 prima. Deci prima cu 3? Da. Din ce motiv? Sunt 4, 7, da. La 8, spui și cu 3. Aici cu? Cu 2. Cu 2? 72 e fără. Ia 4, tu pe 70 și... cred că și aici e greșit. 72 împărți la 18. Ia mai fără, dar 72 împărți la 18. O te gândi să nu se fără greșe. Deja v-am încercat. Ce am verificat cu tine? Să văd dacă știu cel mai mic multiplu comun. Sigur că da. Cum s-a făcut cel mai mic multiplu comun? Ai nevoie la adunări să scădere de fracții. Da. Pe urmă, am urmărit să văd dacă știm operații cu fracții. Dacă e nevoie, intră și cum trece fracții. Face simplificări pe care să-i impun. Operații cu fracții. Înmulțirea, împărțirea, adunarea, scăderea. La adunarea se scăde de pe statul în aceeași numitor comun, da? Cel mai mic multiplu comun al numitorilor. Iată, foarte multe lucruri am căutat să le fac acum în partea asta. Și, te rog, altceva? A fost cel mai mic multiplu comun al numitor 112 și 252. Deci 112 și 252. Te rog să vorbești repede, că și eu scriu, ca să vedem cum ne vine. Oare să-mi punem pe 112? Da. 2. Vine 5.
6, 6, ține 6, merge pe 1, 2, da. 2, 1, 6, 7, de 8 ori, merge iarăși pe 1, 2, 1, 4, 2, 7, 7 și 1. Adică? 112 este egal cu 2 la a 4-a. Deci finala e fost 112 egal cu 2 la a 4-a. Or 7. Or 7. Adică fi 2 la a 4-a face 16, or 7, da? Da. Și vine 7 ori 6, 42, 7 ori 7 și 4, 11, e bine. Da. Mai departe. 252. 253 se desfășoară 82. Îmbitez și eu, bă. 1, 2, 6, iarăși cu 1, 2, de 6 ori, de 3 ori, și vine cu 1, 3, 2, 1, 3, 7, 7 și nimic. Deci cât ai? Cât ai? 252 este egal cu 2 la 2, ori 3 la 2, ori 7. Adică să faci așa repede, 36 ori 7. Azi 2 ori 6 al pătrat, 36 ori 7. 7 ori 6, 42. 7 ori 3, 21. Și cu 4, 25. E bine. Și acum, cel mai mic motiv comun, cel mai mic motiv comun, va fi egal cu... Este egal cu 2 la 4 ori 7. Ori 7? Și atât? Da. Dar 3 la 2 de ce nu luăm? Pentru că nu este la 1, 2. Dar n-am spus să fie a, da. Comun și necomuni. Și 3, ori 3 la 2. Vezi. Vezi? 3 la 2. Dacă tu nu l-ai pe 3 la 2, erau tâmbenii. Ar fost 2 la 4 ori 7, adică 112. Și 112 sunt... Să parte la asta, cel la 22, numărul multiplu, multiplu, trebuie să fie mai mare decât oricare din ei. Mai mare decât oricare din ei. În final, care este multiplul 16? Hai să vedem. 16 ori 9, ori 7 ori 9, 63. 16 ori 63. Iată să le faci. Da? 16 ori 63. Ia vezi, 1804 și la 111 și la 252. Deci 1000, dar se împarte. Deci 1008 și la 112 și la 252. Dumnezeu,
Ei, să știi că ăsta se împarte și la 112 și la 112. Da, fix anul care suntem. Da. Deci, atenție, noi aflăm în cel mai mic 1008, dar acum multiplii 1008 au calitatea cei de sămpărțit. Deci, de aceea, nu riscăm să aflăm alți multipli. Cel mai mic dintre toți. El este capabil să bată la toate numele acelea, dacă nu viitor cu una altă. Cel mai mic multipli va mai mare. Te rog, află-ți cel mai mare divizor cu una. Bine. La celelalte sunt punerea asta. Cel mai mare divizor comun. Deci cel mai mare divizor comun e largul. Este egal cu 2 la a doua ori 7. Deci 2 la a doua ori 7. Deci ai zis 2 la a doua legat de cel mai mic de la a doua și 7. Deci, dintre cei comuni, pe cei cu puterea cea mai mică. 4, 7, 28. Asta înseamnă că fiecare din ei se împarte la 28. Adică, asta înseamnă că 28 îl divide, nu? Pe 1112 și tot 28 îl divide și pe el divizor. Dar e cel mai mare divizor. 252. Ce o să vezi dacă 112 se împarte la 28? Și dacă 252 se împarte și la 28? Dacă am sau nu eu dreptate. Da, vine de 4 ori. Da? Da. Și pe ocazia am aflat? Putem? Am aflat că fiecare din ei se parte la... și 252 se parte la 28, de aveți. Da. Da, se parte. Da. Între 9. Și se parte exact, da? Da. Bun. Vreau să găsești mulțimea mafei. E ca pe toți acei X, toți acei X naturali, pentru care, pentru care, 5 supra 2X plus 1 să fie tot număr natural. Da? Deci vreau să găsești toți acei X naturali, pentru care fracția 5 supra 2X plus 1 e număr natural. Adică, ce X să pui tu aici? Și după care, după înlocuire, se împarte exact. Ca să fie număr natural, să nu mai fie fracție. Ce ar trebui să fie 2X plus 1? Cât ar trebui să fie ca să împarte exact? Fiindcă am 5 supra 7. 7. Păi dacă e 5 supra 7, 5 supra 7 rămâne fracție. Eu vreau să se împarte exact. Da, eu mă refeream că 2... 2x vine 2 ori x, corect? Da. Și vine 2 ori 7, 14 plus 1, 15. Și cu 15, 15 se simplifică? A, da. Rămâne fracție, se simplifică pentru ce? Rămâne 1 pe 3. Eu vreau să rămână în partea a doua. Atunci vine x-ul 2 și eu vin 2 ori 4 plus 1, 5. X-ul ar fi 2 odată și un alt x mai există, oare? Nu. Eu zic că există și 0. A. Păi 2, 0, 0 și 1, 5 supra 1. Deci ce să fie ăsta ca să... Să fie divizor al lui 5. Deci ăsta, ca să bate exact, el este, trebuie să fie un divizor al lui 5. Deci zice noi, fracția asta, 5 supra 2x plus 1 aparține numărilor naturale, dacă și numai dacă, deci 5 supra 2x plus 1 aparține numărilor naturale, dacă și numai dacă, 2x plus 1, da, 2x plus 1, divide, îl divide, 2x plus 1, sau, da, divide, pune în bar așa, 2x plus 1 divide pe 5. Sau 5 se divide la 2x plus 1. Ori asta se întâmplă dacă și numai dacă, 2x plus 1 aparține tuturor divizorilor lui 5. Care sunt cine divizorilor lui 5? 1,
1 și 5. Da. Și cum o dată, 2x plus 1 egal cu 1. 2x plus 1 egal cu 1. Adică scădem un 1 și 2x egal cu 0. Deci scădem un 1. Prin 2x egal cu 0, adică x egal cu 0. Și apoi 2x plus 1 egal și cu cine? Cu 5. 5. Da. Ce ce a însemnat? 2x egal cu 5 scăzut 1 egal cu 4. Da? 2x egal cu 4, adică x egal cu 2. Și iată că mulțimea mare, formată din elementele, 0 și 2. 0 și 2. Deci, am mare, conține elementele 0 și 2. Bun. Dacă te-aș fi spus așa, să se găsească mulțimea A mare, A mare, egal cu toți, nu, B mai să zicem, B mare, egal cu mulțimea tuturor acelor X naturale, cu proprietatea că 8 supra 2X minus 1, 2x minus 1, să fie număr natural. A fost ce e gândit-o aici. Ar putea fi... Când ar fi număr natural ăsta? Cât să fie 2x minus 1 ca să rămână... E minus 1. 2x minus 1, cât să fie 2x minus 1 ca să rămână număr natural? Să vină... Să se împarte exact. 8 să se împarte exact. La 5 se împarte exact. La 4, la 2 și la 1 să și. Adică să fie unul din divizori. Nu? Bine, da. Sunt astfel să fie divizorii cu 8. Deci, 8, hai să fie și noi chestia asta. 8 supra 2x minus 1 aparține lui N, devine număr natural, dacă și numai dată. Deci 8 supra 2x minus 1 devine